Unii au fost motivați de iubirea pentru natură, alții de o țigară electronică. 3 din 10 consumatori spun că acestea i-au ajutat să se lase complet. Renunțarea la tutun este, însă, un pas extrem de dificil pentru cei mai mulți dintre fumători. Mulți cred că dacă aleg țigările electronice, riscurile nu sunt la fel de mari ca în cazul celor clasice. Medicii însă nu sunt de aceeași părere și trag un semnal de alarmă. Astfel de produse ascund substanțe cu mare potențial cancerigen. Ca și în cazul țigărilor clasice, afectați sunt și nefumătorii care stau în preajma celor care folosesc țigările electronice. Substanțele nocive ajung și la ei, în cantități mai mici, dar suficiente pentru ca și aceștia să fie expuși unor riscuri. Copiii sunt, desigur, cei mai vulnerabili. În Uniunea Europeană, cei mai mulți fumători sunt în Grecia și Bulgaria. România are cea mai mare creștere a numărului de fumători. Organizația Mondială a Sănătății a etichetat țigările electronice drept extrem de dăunătoare și a avertizat că utilizarea acestora trebuie să fie mai bine reglementată pentru a proteja copiii și adolescenții. Organismul global de sănătate a recomandat guvernelor să ia măsuri pentru a preveni nefumătorii să înceapă să folosească vapor cu nicotină, spunând că astfel de produse sunt adesea comercializate tinerilor, folosind o serie de arome diferite care pot atașa copiii de nicotină. O mai bună reglementare ar putea preveni normalizarea comportamentului în materie de fumat și ar putea proteja generațiile viitoare, a spus OMS. Organizația Mondială a Sănătății a declarat că o analiză sistematică globală a descoperit recent că atât copiii cât și adolescenții care folosesc vaporii cu nicotină au mai multe două ori sau mai multe șanse să utilizeze ulterior țigări convenționale. Cu toate acestea, experții au acuzat OMS că nu a înțeles diferența fundamentală dintre dependența mortală de tutun și dependența de nicotină. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat Sigările electronice și vaporii care stimulează senzația de fumat ar putea acționa ca o poartă către consumul de tutun. Cardiologii avertizează că vaporarea este atât de periculoasă și creează dependență încât ar trebui interzisă. Nicotina este foarte captivantă. Sistemele electronice de livrare a nicotinei sunt dăunătoare și trebuie să fie mai bine reglementate. În cazul în care nu sunt interzise, guvernele ar trebui să adopte politici adecvate pentru a-și proteja populațiile de daunele sistemelor electronice de livrare a nicotinei și pentru a preveni absorția lor de către copii, adolescenți și alte grupuri vulnerabile. Promovarea agresivă a dispozitivelor electronice de fumat atrage copiii, astfel că dispozitivele electronice sunt promovate agresiv ca alternative mai sigure sau fără fum la țigări, și că tutunul și industriile conexe folosesc aceleași vechi tactici de marketing pentru a promova noi instrumente pentru a prinde copiii de nicotină și pentru a eluda legislația privind tutunul. Organizația Mondială a Sănătății are dreptate ca nefumători, în special copiii, să fie deranjați de la utilizarea oricărui produs de nicotină, dar pentru cei peste un miliard de fumători de tutun din lume, sistemele electronice de livrare a nicotinei fac parte din soluție, nu din problemă. Sfatul nostru, nu fumați deloc!